Tot pentru că suntem la început de an, aș vrea să te întreb dacă în toată această ecuație, cu alegerile pe care le facem, cu schimbările, cu ce o să se întâmple anul viitor și așa mai departe, poate fi vorba și despre noroc? Putem vorbi despre noroc sau despre cât de favorabile ne sunt astrele, de cum se aliniază astrele? Cât de mult ne bazăm pe asta sau sunt doar simple superstiții? Da, mă distrează întrebarea asta. Eu am o... Adică îmi place vorba norocul ți-l faci cu mâna ta. Și chiar dacă, da, anumite contexte ne sunt favorabile și ne ajută mai mult să obținem un job sau să facem o alegere de carieră, cred că ține foarte mult de expunerea la diverse experiențe, de a cunoaște cât mai mulți oameni, de a ieși din zona de confort și de a experimenta. Cred că norocul e, dacă e în plus acolo și dacă într-adevăr se aliniază astrele, este un plus care ne ajută, dar niciodată nu ne putem baza doar pe asta. Așadar, nu ne uităm după horoscop. Cum sunt, da? Nu ne bazăm alegerile pe horoscop, în principiu? Acum înțeleg cumva mai mult întrebarea. Te gândești că dacă pentru anumite zodii e potrivit un anumit rol sau un da, alt rol? Da, ar putea un fi un criteriu pentru unii, cred. Da, probabil că e și făcută o statistică. Adică dacă ne uităm la artiști, s-ar putea o anumită zodie să fie preponderentă printre... Da, să fie predispuși sau, nu știu, inclusiv anul nașterii, anul chinezesc și așa mai departe. Dar cred că cu toții putem dezvolta anumite abilități. Nu vorbesc acum de abilități artistice neapărat, dar orice altă abilitate poate fi învățată și chiar dacă unii au talent la asta și le vine mai ușor, cei care sunt consecvenți și învață vor reuși la fel de bine.